O tânără din capitală a fost victima unui jaf. Fata, în timp ce se afla în piața centrală, a fost buzunărită de un bărbat de 52 de ani. Suspectul a băgat mâna în rucsac și i-a luat portmoneul, în care se aflau bunuri personale, actele de identitate, dar și 2000 de lei și 180 de euro. S-a întâmplat în după amiaza de 2 mai, după ce tânăra de 24 de ani ieșise de la medic. Azi, în jurul orele 11, am fost la stomatolog și când am ieșit, îndreptându-mă spre piața centrală, am simțit că s-a lăsat cineva pe spatele meu. Când m-am întors, am văzut brusc o persoană că s-a înlăturat de mine. Apoi când m-am uitat la rucsac, rucsacul era deschis și când m-am uitat nu mai era portmoneul. Suspectul a fost reținut în flagrant chiar de către oamenii legii care se aflau în acel moment în piața centrală pentru prevenirea furturilor din buzunare. Individul a fost escortat la Inspectoratul de Poliție a sectorului Râșcani, unde și-ar fi recunoscut vina. Pentru ce a fost reținut poliție? Pentru că am furat încă și eu. De unde? De la casă, de la bazar. De la cine? De la bazar. Bărbatul, care ar mai fi fost anterior judecat, a declarat că a recurs la acest gest din lipsa de bani. Acum el este reținut pentru 72 de ore în izolatorul Direcției de Poliție Chișinău și este cercetat penal pentru pungășie. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă de până la 42.500 de lei sau până la 2 ani de pușcărie. Poliția Capitalei recomandă oamenilor mai multă vigilență atunci când se află în locurile aglomerate, în transport public sau în piețe.